Hai noroc, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod, ma facă! Exact așa cum v-am promis, o să începem să răspunde la întrebările pe care voi mi le-ați adresat. Ok? So, o să... n-au fost prea multe, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, da. Frate, 5 comentarii sunt, la 5 comentarii răspundem, știi ce zic? Ok, hai să începem cu prima. O să le iau în ordinea în care sunt puse pe YouTube. Eu n-am făcut absolut nimic, în această ordine eu le pun. Ok, Lipto zice așa. Suspi, mai ții minte când am făcut pe OG un event de rime sau ceva de genul într-o casă cu adminii și a câștigat paramedicul ăla cu borcanul? Da, frate, nu știu, n-am cum să știu. Eu am adus, mă rog, pe OG acest tip de eveniment cu rime. Am văzut că mai există unul, dar altfel. Eu l-am făcut, în schimb, diferit. Deci eu mai mult n-am făcut, nu pot să zic rime, mai mult am făcut un battle, frate. Pentru că eventul ăla cu rime, frate, era simplu. Masă, casă, ploioasă, cețoasă, deci mă înțelegi? Deci erau rime foarte, foarte facile și foarte, foarte cunoscute și folosite zi de zi. Și deci era, mă înțelegi, era foarte simplu. Tocmai de asta am vrut să facem un battle ca să văd un pic. Bine, eram conștient că unii dintre ei o să scrie pe, mă rog, o să dea de pe Google sau mai știu eu de pe alte site-uri. Eram conștient, dar tocmai de asta, nu știu, le dădeam undeva la 30 de secunde. Deci până intra, până... eu zic că era cam... cam com si com sa, cum se zice, știi? Da, ții minte că paramedicul ăla cu borcanul, da, știu că era ceva de genul eu, nu știu... Borcanul... Știu că nu-mi vine acum pe în cap Duma, dar gen o știu. Deci cunosc toate eventurile pe care le-am făcut, pentru că eu le-am făcut, adică pula mea, dacă știi ce zic. Ok. So, Hummels mă întreabă cum te-ai simțit prima oară când ai fost la curve. Băi, frate, nu, să știi că e o poveste super, super interesantă la curve. Prima mea dată când am fost la curve, să vă spun sincer, a fost acum 3 ani de zile. Și nu atunci m-am dezvirginat, pentru că eu nu m-am dezvirginat la curve. Bine, m-am dezvirginat, de fapt, whatever, pe cine pula mea minte. M-am dezvirginat pe o fată care, înainte de să mă ia pe mine la așa, frate meu, i-a făcut pe 10, cam ceva de genul. Tocmai de asta zic că Roxana Babenco e o vrăjală. M-ai înțeles, ai numai cu 5, frate meu, asta avea 10 la activ. Eu eram al 11-lea, cum se-ar zice. Băi, prima dată când am fost la curve, țin minte că lucram cu fratele Mădălin, cred că mai știți pe Mădălin, am filmat eu un episod de Samp cu el, în care eram mor de beat pe la, nu știu, pe la 4-5 dimineața. O să-l vedeți acolo, sigur, dacă vreți să îl vedeți din nou pe Mădălin, vă puteți uita la acel episod. Am fost cu el, frate meu, și lucram la Digi pe telefonie mobilă. Mai exact și mai concret, făceam contracte pentru telefonia mobilă. E pișatul ăla de abonament Optim nelimitat, frate, mai înțeles? Și cum stăteam noi acolo la Ploiești, mă rog, am primit o diurnă de 6 milioane, eu cum stăteam cu el în cameră, am decis să punem toți banii la comun, bă, 6 cu 6 milioane, bam, direct 12, mai înțeles? Și normal, ce facem prima dată? Hai, păi mergem normal, ne luăm țigări, hai să luăm un vin, hai să mâncăm undeva, hai să facem aia, nu știu ce, a trecut așa o săptămână că a fost un pic mult de lucru și... vine duminică, frate. Duminică era ziua noastră liberă mereu. Frate meu, și vine direct duminică. Bam, mare șmecherie, frate. A venit duminică. Și ce zici, frate? Ce mi se gândește omul meu la 11 seara, frate, să facă? Bă, hai să mergem la curve, frate. Adică, pentru mine, de seama, era prima dată, frate, în viața mea când am fost la o curvă. Bine, eu credeam că... na, nu... nu erau ăla de pe public, ăla din poze, adică, whatever.
Dar mă rog, dacă vreți să aflați mai multe despre treaba asta, scrieți, lăsați un comment mai jos și o să vă fac mai multe din întâmplarea asta. Ok, mă rog, o să vă povestesc pe larg. Deci, mai pe scurt, ca să înțelegeți, frate meu, a fost o fază foarte, foarte tare și acum, Ana, o să deviez de la subiect. Dacă o să zic, dacă credeți-mă că asta chiar nu o ratați, deci vă dau cuvântul meu, frate meu, că și în ziua de astăzi încă mă râd de Mădălin pentru faza ce a pățit-o la curve. Bă, vă dau cuvântul meu. Dacă o să văd că se adună câteva comentarii cu pe tema asta, o să fac un videoclip în care o să explic în fiecare detaliu numai și numai întâmplarea asta de la curve. Ok. Ca rezumat, a fost ok, dar îți dai seama că, adică, mi-era nu știu cum să mă dezbrac în fața la o țigancă urâtă, adică, what the fuck. Deci, da, experiența la curve a fost... Mă rog, v-am spus, dacă sunteți interesați, lăsați în secțiunea de comentarii acolo și vă face fratele vostru clip. Ok. 1 Alin Baby 1 King mă întreabă așa. Sexul anal e ăla de se face odată pe an? Dar frate meu, sexul oral e ăla care se face în fiecare oră? Bum! Mai prins-o pe asta, motherfucker! Așa. Sau sexul oral e ăla care se face în clasă? Bum! Sau sexul oral e ăla când te ascultă profa? Bum! Ai prins-o? Da, probabil că da, sexul anal, nu știu, mie nu prea-mi place, adică... Ok. O Costin. Rețete pentru chec pufos. Ingrediente. What the fuck, dude? 5-6 ouă, 200 de grame de făină, 200 grame zahăr, o linguriță, praf de copt, 2 linguri de cacao, 4 linguri de ulei. Coaie, cât o scris ăsta? Un praf de sare. Un praf de sare? Ok. Și dacă îți dau două prafuri? Două plicuri de zahăr vanilat, 1 pe 2 esență de vanilie, fulgi de migdane, aluni, nuci, cocos pentru decor. Da, frate meu, acum nu o să va, nu, nu, nu o să ți-a, nu stea cu costine să scriu cum și modul de preparare mânc cu sufletul. Ok, dar mersi mult pentru... mă rog, pentru rețetă. Și tipic îmi spune, Resus Pilău, cum te-ai simțit când ai aflat că vei avea o fică? Băi, v-am spus și eu cu, mă rog, foarte puțin cunoașteți povestea asta. Încă nu-i momentul tocmai potrivit să discutăm despre treaba asta, dar promit că în viitor voi face un videoclip legat pe tema asta. Ok? Promite, fratele. Băi, și na, în mare parte, fraților, cam ăsta a fost episodul. V-am spus, o să iau o mică pauză până în data de 2 februarie, v-am spus, când vine respectivul artist în Sibiu să facă hip-hop. Pentru cei care mă cunosc, cred că deja știți la cine mă refer, pentru că e artistul meu preferat din toată muzica hip-hop. Îl chiar și cunosc, dacă pot să-i zic așa. Am și pe Facebook o filmare cu el, când cântam cu el o piesă. Vă spun doar atâta, piesa se numea Artificii, mai mult nu vă spun. De asta vă spun, o să iau o mică pauză până pe 2 și cel mai târziu pe 3, poate hai maxim 4, veți avea vlogul complet cu toate alea, cu tot ce trebuie. Fraților, până atunci, baftă la școală, fraților, la sesiuni, la examene, la așa mai departe. Sau, poate, nu, uitați, fiți atenți aici, pentru că sunt un... De fapt, nu, frate, dar am zis că am vrut să fac un live, dar frate, sunt de după masă. Sunt de după masă la servicii de la 2 la 10, 3 la 11. Lăsați totuși în secțiunea de comentarii dacă vreți un live, poate facem sâmbătă un live, dar sâmbătă, nu știu, așa, pe după masă maxim. Și oricum,
Rămâneți conectați, fraților, pe canalul meu, pentru că am aici, am o secțiune de community, dacă nu mă înșel. Și cred că, da, deci probabil că acolo vedeți, nu știu, dar mi se pare că trebuie să intrați voi la acea secțiune. Deci, fraților, ne vedem acolo și mai discutăm acolo, da? Să știți că, în principiu, cred că rămâne pe sâmbătă live-ul acela, nu știu, undeva la ora 2, cred, ceva de gen ora 14, nu știu, vedem. Aștept părerile voastre în comentarii și nu uita, te rog frumos, să apeși butonul de like și un subscribe. Arată-i prietenului tău, prietenei tale, amantei tale, nevestei tale, arată, frate, canalul acesta și haideți, hai, fratilor, haideți, fraților, să încercăm un pic un sprijin, chiar am nevoie de ajutorul vostru, pentru că doar voi mă faceți să o continui, mai înțeles? Deci da, până data viitoare, ei, iau!